Teatrul Național Satiricus Ion Luca Caragiale a continuat suita manifestațiilor prilejuite de aniversarea 30-a de la înființare. Astfel, în aleea celebrităților din fața instituției a fost inaugurată steaua Matei Vișniec, chiar de ziua dramaturgului, urmată de lansarea volumului aniversar Satiricus, un teatru de rezistență. Iar în final a fost jucat spectacolul Nunta de Anton Cehov la aniversarea de 161 de ani de la nașterea scriitorului. Inaugurarea stelei lui Matei Vișniec pe alei celebrităților din preajma Teatrului Național Satiricus Ion Luca Caragiale a fost un eveniment mult așteptat de către oamenii de teatru. Astăzi, Teatrul Național Satiricus îi oferă o stea, este această stea Matei Vișniec, cel mai montat și cel mai popular dramaturg contemporan român, montat în toată lumea. Acest om care a însemnat pentru Satiricus un rol foarte important, un punct de sprijin pentru noi a fost în promovarea noastră, atât în România cât și în Europa. Lumea de astăzi și provocările ei au constituit axa mesajului video transmis din Paris de reputatul dramaturg Matei Vișniec. Cele trei spectacole după piesele sale montate la Satiricus vor fi completate la primăvară cu o nouă creație de actualitate. Acest teatru, excepțional din toate punctele de vedere, a făcut istorie în cultura noastră. Matei Vișniec este dramaturgul modern. Prin faptul că merge spre o esențializare a dramaturgiei și nu-i decât de salutabilă această colaborare cu Matei Vișniec, această punere a lui Matei Vișniec în repertoriu esențial al teatrului. A urmat lansarea volumului aniversar Satiricus, un teatru de rezistență. Un volum extraordinar, într-o colecție frumoasă, unică în Moldova. Colecția Satiricus, care în această colecție deja au apărut 20 de cărți. Și Teatrul Satiricus este o poveste de succes. Noi continuăm această poveste și vom lupta ca ea să aibă un final frumos. Cartea aduce în circuit cele mai importante evenimente din cei 30 de ani de existență a teatrului. Cartea 30 de ani Teatrul Național Satiricus este o istoria noastră, este o parte din viața noastră. Acum 30 de ani Teatrul Satiricus a apărut tot la o confruntare de timpuri. Teatrul Satiricus s-a născut atunci pentru a opune rezistență hidosului, adică ceea ce este rău în sufletul omului, în societate, pentru a opune rezistență prostiei. Momentul culminant al serii a fost spectacolul Nunta, o capodoperă a dramaturgiei lui Anton Cehov, jucată chiar de ziua nașterii scriitorului. O explozie de situații ridicole, pline de umor, un spectacol cu multă muzică, coreografie, o nuntă care devine în final spațiul unor conflicte.